Dragă viitor alegător, a venit momentul să faci o alegere pentru municipiul tău. La fiecare 4 ani, la fiecare scrutin al alegerilor locale, venim în fața ta noi, oamenii politici, pentru a-ți cere votul de încredere. Acea încredere cu care am fost și eu investită în 2016, care m-a responsabilizat și m-a făcut zi de zi să fiu activă și implicată în comunitatea sighetiană prin toate acțiunile întreprinse în folosul cetățeanului. Nu sunt puțini cei care mă acuză de o campanie electorală permanentă în acești ultimi 4 ani. Probabil pentru ei, un exemplu al politicianului perfect este reprezentat de alesul care vine în fața cetățenilor odată la 4 ani, cu un scurt raport, care uită în permanență cum a ajuns acolo și cam atât. Când am depus jurământul, am ales să fiu altfel, un altfel de politician cu altă abordare asupra problemelor comunității și altă implicare în tot ceea ce mă înconjoară. Am ales audiențele săptămânale, în schimbul clasicelor intervenții electorale anuale, contactul permanent cu cetățeanul, în schimbul evitării acestuia. Am ales soluționarea petițiilor venite de la cetățenii acestei comunități, prin intervenție directă, în cadrul ședințelor de Consiliu Local, în schimbul nepăsării. Multe dintre ele și-au găsit rezolvarea. Altele au rămas în așteptare, din diverse motive. Unii spun că sunt obositoare și insistentă. Alții se întreabă în permanență, ce iese? Trăim vremuri în care promisiunea, încrederea, respectul sunt doar simple cuvinte, fără nicio dovadă. Am ales să fiu o alternativă la așa nu. Am ales să urmez pașii unor primari de succes, aleși pentru rezultate remarcabile în dezvoltarea comunităților din care fac parte. Am ales să fiu altfel. Am ales să-mi urmez drumul, să-mi duc la bun sfârșit promisiunile și proiectul politic asumat acum 4 ani, pentru că știam că data scadenței va sosi. Și iată că a sosit. 4 ani de mandat am ales să nu dezamăgesc. Mărturie-mi stă raportul de activitate sau, altfel spus, despre ce am făcut pentru a merita din nou votul. Acum a venit rândul cetățenilor să aleagă, dezamăgit sau nu, dornici de schimbare, locuitorii acestui municipiu care cândva era curat, frumos și înfloritor. La majoritatea întâlnirilor cu cetățenii, din ultimele luni, am simțit frustrare, supărare, dar și speranță că lucrurile se pot schimba în bine. Știu că se pot schimba în bine. Știu cum se poate schimba în bine. Alături de echipa consilierilor locali PNL, le putem schimba în bine. Profesionalismul, încrederea și implicarea vor face diferența. Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Manifest. A mai rămas foarte puțin timp până la alegerile locale din 27 septembrie, iar candidații pentru funcția de primar și pentru Consiliul Local al municipiului Sighetu Marmației au început să își prezinte proiectele gândite pentru oraș. Vorbim în această seară cu Daniela Onița Ivașcu, candidatul PNL pentru funcția de primar al municipiului Sighetu Marmației, și cu unul dintre candidații pentru Consiliul Local din partea PNL, Gabriel Petrovai. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și vă mulțumim pentru invitație! Bună seara și bine v-am găsit! Pentru că ați venit însoțită de unul dintre candidații pentru Consiliul Local, aș vrea să vorbim un pic de lista pe care dumneavoastră ați propus-o pentru Consiliul Local. Știm că ați înregistrat o listă de 24 de persoane. Cine sunt aceste 24 de persoane? Îi cunosc sighetenii? Cu siguranță sighetenii îi cunosc. În primul rând, înainte de a discuta despre lista Partidului Național Liberal, pe care o propunem pentru alegerile locale din acest an, aș dori să mulțumesc sighetenilor care ne-au acordat susținere prin semnarea pe listele de susținători pe care noi le-am avut în cele 3 corturi amplasate în oraș și sigheteni pe care colegii mei au întâlnit, sigheteni cu care și colegii de pe lista de consilieri locali, candidații, dar și membrii ai Partidului Național Liberal au luat, cetățeni cu care au luat legătura, astfel încât în urma discuțiilor pe care noi le-am avut om cu om, sighetean cu sighetean, am încercat și prin această campanie de strângere de semnături să aducem alături de noi sighetenii, să le demonstrăm că noi suntem cea mai bună echipă, cea mai bună alternativă
care poate fi oferită în momentul de față Sighetului, pentru că eu am pornit în întreaga mea activitate politică de la un principiu extrem de important, acela că cel mai important lucru este legătura pe care o ai cu cetățeanul. Nu doar în campanii electorale, ci în mod permanent, un politician trebuie să se afle cu oameni, printre oameni, să-i cunoască doleanțele, să-i cunoască mulțumirile, să-i cunoască nemulțumirile. De aceea, pentru mine, nu a fost oarecum o surpriză faptul că un număr mare de sigheteni au semnat pe listele noastre de susținere. Acest lucru ne onorează, ne responsabilizează și sigur că ne face acest lucru să intrăm în această competiție politică mai hotărâți, mai determinați și, de ce nu, având în spate oarecum această încredere pe care sighetenii ne-au acordat-o prin semnarea pe listele de susținători, încredere pe care noi suntem convinși că o vom transforma în voturi în data de 27 septembrie, pentru că, sigur, valoarea unui politician, a unei echipe, până la urma urmei se măsoară în ziua votului, atunci când cetățenii, cu siguranță, sunt suverani și își aleg destinele și conducătorii pentru următorii 4 ani. Ce mulțumesc pe această cale. De la sigheteni? În primul rând, să știți că noi nu suntem nici eu și nici colegii pe care organizația noastră îi propune pe lista de consilieri locali ai Partidului Național Liberal. Nu suntem genul de oameni care să stăm în sediu, care să stăm în birouri. Noi suntem genul de politicieni care preferăm contactul direct cu cetățeanul. De aceea să știți că în ultima perioadă, cu precădere în ultima perioadă, în urma întâlnirilor pe care le-am avut cu sighetenii, fie că provin din zone centrale ale orașului, fie că provin din zone periferice ale orașului, că locuiesc la case sau locuiesc la bloc, să știți că există o mare nemulțumire față de actuala clasă politică din Sighetul Marmației, o mare nemulțumire, probabil datorată faptului că în ultimii 4 ani Sighetul, așa cum îmi spunea un cetățean zilele trecute de pe strada Dobrogeanu-Gherea și din zona locul târgului Titu Maiorescu, parcă a stat în loc, parcă a împietrit, parcă nu s-a întâmplat absolut nimica și Sighetul oarecum a pierdut din ceea ce putea să se întâmple în acești 4 ani. Adică din evoluția sa, o evoluție care ar trebui să fie o evoluție normală până la urma urmei. Semnalul pe care îl primesc de la cetățeni, vă spun, este un semnal de nemulțumire și de dezamăgire. Și este și de neîncredere în clasa politică. Am întâlnit și această categorie de cetățeni neîncrezători în clasa politică, însă eu sunt convinsă că, indiferent de programele, proiectele pe care contracandidații noștri le vor prezenta în fața alegătorilor, toate în esența lor, cuprinzând evident principalele probleme pe care le are orașul, problema sau ceea ce va conta în 27 septembrie va fi care dintre candidați va prezenta garanția că poate să ducă la îndeplinire aceste proiecte. Adică care este acea persoană, care este acea echipă, care este cea mai credibilă, în așa fel încât cetățenii să nu mai se simtă nici mințiți, nici umiliți, nici păcăliți de niște promisiuni deșarte. Eu cred că Partidul Național Liberal, atât prin candidatura mea, cât și prin candidatura colegilor mei, reprezintă o alternativă serioasă, o alternativă credibilă. Noi nu am promis niciodată mai mult decât am putut să facem, iar faptul că de atâta vreme pe șicherul politic am reușit în tot ceea ce ne-am propus să ducem la îndeplinire, eu cred că reprezintă o garanție a credibilității noastre. Și acest lucru cred că va conta care va fi cel mai credibil candidat și cea mai credibilă echipă. De aceea, noi am propus o listă formată din colegi din Partidul Național Liberal, care provin din mai multe medii socioprofesionale, adică pe lista noastră, media echipei, în general, este o medie undeva la 40 de ani, deci oarecum pornim cu o echipă exact la vârsta maturității și dornică de afirmare, oameni care sunt împliniți din punct de vedere profesional, din punct de vedere material, din punct de vedere al familiei,
oameni care vin să-și pună întreaga cunoștință, întreaga experiență de viață în slujba cetățenilor și în slujba unei administrații eficiente și a unei administrații publice în folosul și în slujba cetățenilor. De aceea și astăzi am alături de mine unul dintre candidații de pe lista Partidului Național Liberal. Este vorba de domnul Gabriel Petrovai, care este avocat, un tânăr avocat în Sighetul Marmației. O să, bineînțeles că o să cunoașteți sau telespectatorii vor cunoaște pe toți candidații noștri, că așa este normal, fie prin intermediul mass media, fie prin intermediul rețelelor de socializare. Însă vreau să transmit un lucru pe această cale. La noi, în Partidul Național Liberal, nu ordinea pe listă contează. La noi, în Partidul Național Liberal, toți 24 de oameni care sunt propunerea Partidului Național Liberal pentru pozițiile de consilier local sunt oameni valoroși. Pot să vă spun că avem 4 medici pe listă, avem profesori, 3 sau 4 profesori, avem 2 psihologi, iată, avem un avocat, avem în special oameni care pot să-și sau au reușit să-și provin dintr-un mediu privat și au reușit să-și gestioneze într-un mod transparent, într-un mod corect, propria afacere, în așa fel încât sunt cunoscuți la nivelul orașului nostru ca și mici întreprinzători, mai mici sau mai mari. Oameni care doresc, așa cum am spus, să-și pună întregile cunoștințe pe care le-au dobândit în viața de zi cu zi, în experiența lor profesională, în slujba municipiului Sighetul Marmației și a cetățenilor municipiului. Am încercat să îmbinăm și experiența, să oferim și avântul oarecum pe care îl doresc și dorința de schimbare pe care o au segmentul populației tinere din municipiul Sighetul Marmației, însă nu este de neglijat, așa cum am spus, faptul că atunci când am gândit această listă, am reușit, cel puțin noi, organizația municipală, ca toate orgoliile să le lăsăm deoparte și să avem cea mai bună formulă, o formulă formată din oameni profesioniști, oameni care chiar își doresc să schimbe ceva în municipiul Sighetul Marmației. Nu sunt animați de alte dorințe, deoarece, așa cum am mai spus, sunt oameni care au o carieră profesională în spate, au împlinită o viață de familie, au împlinită și o situație materială, în așa fel încât singura dorință lor este să se pună în slujba cetățenilor. Domnule Petrovai, pe dumneavoastră, ce v-a determinat să intrați în politică și să vă doriți să faceți administrație? În primul rând, dați-mi voie să mă prezint. Într-adevăr, mă numesc Gabriel Petrovai, sunt de profesie avocat. Am terminat facultatea Transilvania, o facultate de stat din Brașov. Am un masterat în drept comunitar al afacerilor. Am o experiență bogată în avocatură, aproape 14 ani de zile. Am lucrat în București jumătate din acest timp. Am 38 de ani, mă consider o persoană tânără. Sunt căsătorit, am 2 copii minori. Trăiesc în Sighet, sunt născut în Sighet, deci pot să spun că sunt moroșan jet pe jet. Sunt de religie creștin-ortodoxă. Am ales să intru în echipa PNL Sighetul Marmației alături de colega mea, doamna avocat Daniela Onița Ivașcu, candidat la primăria Sighetul Marmației, pentru că prioritățile doamnei avocat și ale echipei PNL Sighet în administrația locală sunt prioritățile cetățenilor Sighetului. O cunosc de mult pe doamna avocat. Este o avocată foarte bună. Dovada faptului, clientela numeroasă și cauzele câștigate de-a lungul timpului. Am avut prilejul și onoarea de-a lungul timpului să intrăm în anumite cauze. Câteodată eram adversari, câteodată eram de aceeași baricadă, de aceeași parte a baricadei. Este o femeie deșteaptă, sunt coleg de asemenea și cu soțul dânsei, domnul Adrian Onița, un avocat la fel de bun, de familie bună, credincios, cu tradiții bine înfipte și a fost o onoare pentru mine să accept invitația acestora de a adera la Partidul Național Liberal Sighet, pentru că și principiile mele sunt tot principii liberale. Respect perseverența, doamnei avocat. Am văzut echipa de oameni serioși din diferite medii sociale.
pe care a reușit să o strângă în jurul ei. Sighetul Marmației, cel mai important oraș din Maramureșul Voivodal, situat într-o zonă transfrontalieră, al doilea centru urban ca și mărime și importanță al județului, poate fi gospodărit numai de către un om gospodar și nu unul leneș. Primarul cred eu că trebuie să fie un model de urmat în viață. Avem o echipă de oameni tineri, cărora nu avem ce să le reproșăm. Sunt capabili să înfăptuiască programul de guvernare locală propus, care este atât de stufos că nici nu știm de unde să începem. Atât de multe probleme regăsim în Sighetul Marmației. În urma întâlnirilor directe cu sighetenii, pe care le-am avut de-a lungul acestei precampanii, am reușit să interacționăm cu oameni provenind din diferite categorii sociale. Am identificat problemele orașului, care oricum nu pot să spun că era o surpriză pentru mine sau pentru colega mea. Aproape, pentru că le vedem cu toții. Zilnic. Pentru că le vedem cu toții și ne întâlnim cu ele. Țin să vă spun că aproape toți colegii mei de liceu, plecând mai departe la facultate, în orașe mari, au ales să nu se mai întoarcă la Sighetul Marmației. De ce? Din cauza lipsei de oportunități. Și au rămas în orașele mari, în metropole. Eu m-am încăpățânat să mă întorc acasă și să rămân în Sighet. Pe cale de consecință, un prim obiect, o prioritate a viitorului primar, consider eu că ar trebui să fie încurajarea tinerilor în sprijinirea antreprenoriatului local. Cum putem să facem acest lucru? Păi, putem să facem acordarea de facilități fiscale pentru toate firmele private cu minim 10 angajați. Putem face exceptarea de la taxe locale timp de 3 ani de zile pentru startup-uri, având acționari tineri până în 35 de ani, care să fie din Sighet, bineînțeles, aceasta ar fi o condiție. Putem închiria spații publice cu o chirie 0 lei timp de 3 ani de zile pentru firmele de IT care angajează tineri între 18-25 de ani pe teritoriul municipiului Sighetul Marmației. Deci, vedeți, există idei, trebuie doar puse în aplicare. Pe de altă parte, având în vedere că suntem o echipă tânără, cu dorință de afirmare, vom realiza parteneriate strategice. Deci o echipă strânsă cu primăriile din Cluj, din Oradea, unde deja avem modele de urmat, pentru realizarea unui schimb de soluții eficiente pentru dezvoltarea Sighetului. Nu e rușinos să nu știi ceva. Rușinos este să nu-ți dorești să înveți, să evoluezi. Cred că avem nevoie de inovație, puțin risc, astfel cum putem noi să ne aducem contribuția la realizarea Sighetului de mâine. Aș dori aici să-l parafrazez, dacă îmi permiteți, pe Franklin Roosevelt, al 32-lea președinte al Statelor Unite. A condus țara America atât în timpul Marii Crize și în timpul al doilea război mondial. Acesta spunea: este bun simț să iei o metodă și să o încerci. Dacă eșuează, recunoști sincer și dai la o parte și lași pe altul să încerce. Dar mai presus de toate, trebuie să încerci ceva. În Sighet, de 4 ani de zile, nu s-a încercat nimic. Ar putea urma o întrebare din partea dumneavoastră: de unde vom avea fonduri pentru realizarea programului pe care îl voi explica în continuare. Cred că este întrebarea tuturor sighetenilor, pentru că în această perioadă toată lumea vine cu proiecte, dar se vorbește și despre lipsa banilor. Exact. Vă voi da și răspunsul. Bani există. României, guvernului liberal, li s-au alocat 80 de miliarde de către Uniunea Europeană. Mai departe, un alt obiectiv al nostru ar fi: guvernul alocă suma de 1 miliard de euro în perioada 2020-2027 prin Programul Național de Racordare a Populației și a Consumatorilor Non-Casnici la rețeaua de distribuire a gazelor, pentru extinderea și înființarea de noi rețele de gaz, în proiect fiind inclus și racordul populației. Condiția esențială, de exemplu, pentru Sighetul Marmației ar fi să existe 1000 de case de coșuri de fum, cerere, deci astfel, 1000 de cereri prin care se solicite acest lucru. Nu cred să fie... Și acești bani în Sighetul Marmației, pentru că am înțeles că s-au alocat României, guvernul alocă, dar cineva trebuie să scrie proiecte ca să aducă acești bani. Sunt deja primării care au pregătit documentația. Noi, la nivelul țării, avem primari gospodari care știu ce înseamnă posibilitatea de a atrage fonduri europene sau guvernamentale, care au echipe care lucrează pe asemenea proiecte și deja sunt pregătite foarte multe proiecte. Acest lucru pe subiectul despre care se vorbea vis-a-vis de introducerea gazului oarecum în casele românilor. Acest lucru este posibil în măsura în care primarul împreună cu
aparatul de specialitate al primarului cu cei de la biroul de strategie întocmesc această documentație. Evident că dacă nu se întocmește această documentație, banii nu au cum să ajungă în Sighetul Marmației. Deci, până la urma urmei, totul ține de modul în care se administrează și se gestionează oportunitățile care apar. Programul cu introducerea gazului în casele românilor, putem să spunem că este o mare oportunitate care apare acum la nivelul întregii țări și la nivelul Sighetului. Gândiți-vă, ne-am întâlnit oameni cu care am interacționat în mod direct, care, pe bună dreptate, se plângeau de faptul că sunt puși să suporte contravaloarea conductei de gaz pe drumul public. Nu doar blanșamentul, nu doar contravaloarea conductei și blanșamentul de la limita de proprietate, lucru care și eu consider că nu este corect. Vă dați seama, în condițiile în care avem extindere și branșare gratuită, este o mare oportunitate pentru municipiul Sighet ca să întocmească documentația. Urmează o perioadă oarecum de iarnă, da? Din septembrie încolo intrăm în toamnă-iarnă, se pot pregăti aceste documente în așa fel încât în primăvară proiectul să fie aprobat, banii să fie alocați. Pot să spun că pentru noi reprezintă, pentru noi, pentru echipa liberală și pentru mine, dacă cetățenii îmi vor acorda votul de încredere în 27 septembrie, acest lucru va reprezenta o primă prioritate, în așa fel încât în martie banii să fie alocați și lucrările să înceapă a fi demarate, în așa fel încât să putem beneficia de această oportunitate. Noi în 4 ani de zile, nu că nu ar fi avut România oportunități și linii de finanțare europene deschise sau chiar guvernamentale, pentru că haideți să ne gândim, cel puțin 3 ani de mandat, ne-am avut toate liniile deschise la nivelul municipiului Sighet, primar de o anumită culoare politică, prefect pus de o anumită culoare politică, guvern de o anumită culoare politică, președinte Consiliul Județean de o anumită culoare politică și totuși în 3 ani de zile nu s-a întâmplat nimic. N-au intrat bani în municipiul nostru, astfel încât, evident, nu s-au mai putut efectua nici lucrări de asfaltare, reabilitare, drumuri, o altă extrem de mare problemă a municipiului. Ca tare, sunt oportunități, facilități, care nu trebuie să treacă pe lângă noi. Un primar nu are voie să lase să treacă pe lângă el o asemenea oportunitate. Trebuie să întocmească proiectul, trebuie să se zbată, să meargă la București cu documentație făcută în regulă, adică conformă cu cerințele care există, în așa fel încât lucrurile să evolueze și banii să fie aduși în comunitate. Eu am admirat tot timpul primarii care sunt primarii bătăioși, primarii care știu să facă administrație și nu în ultimul rând primarii care sunt gospodari, pornind de la curățenia unui oraș. Deci pornind de la modul cum arată orașul din punct de vedere a curățeniei și până la modalitatea coerentă, constructivă, profesionistă în care lucrezi, în așa fel încât cu oamenii din aparatul de specialitate pe care ai, cu părțile tehnice ale primăriei sau de ce nu cu externalizări, dacă este cazul de servicii către firme, în așa fel încât să aduci bani în localitatea pe care o administrezi. Pentru că, într-adevăr, și o primărie este exact ca și o gospodărie. Trebuie să privim primăria și orașul ca și propria noastră casă. La fel cum în casa noastră ne gândim cum să facem economii, cum să facem investiții, cum ne schimbăm mobilierul, cum ne zugrăvim bucătăria. Așa trebuie să gândim și un oraș, la nivel macro, să-l gestionăm cât mai profesionist cu putință și cât mai în folosul cetățenilor. Pentru că, evident, că niciodată banii nu o să vină la noi dacă primarul, împreună cu echipa, nu va face eforturile necesare în așa fel încât banii să ajungă în comunitate. Și aveți suficiente exemple de administrații liberale. Sigur, eu am avut oportunitatea și le dau drept exemplu administrațiile liberale pentru că am avut acces să particip la traininguri de pregătire, câte 3-4 zile, seminarii în care, de pregătire, unde am participat alături și de colegi de-ai mei din Partidul Național Liberal, propuși de altfel pentru listele de Consiliu Local, să putem lua contact și să putem interacționa cu cei care într-adevăr fac administrație. Pentru că cel mai simplu este, când începe campania electorală, să vii și să propui proiecte pe hârtie. Este cel mai simplu lucru. Nu-i greu. Toată lumea știe că infrastructura noastră este dezastroasă. Toată lumea știe că, de fapt, clădirile monument istoric se prăbușesc. Toată lumea vede că sunt câini pe străzi. Îi observăm cu toții.
Este extrem de simplu să vii să le așezi pe hârtie și să constați că acestea sunt problemele. Constatăm cu toții. Problema este cum se rezolvă aceste probleme. Care sunt modalitățile prin care le rezolvăm? Ce background avem în spate? Ce experiență avem în spate, administrativă, profesională, de interacțiune cu primari care chiar au reușit să dea dovadă de o bună guvernare locală, încât au ridicat orașele pe care le conduc la orașe de un adevărat nivel european, cu un grad ridicat de civilizație. Și de aceea, eu cel puțin în ultimii 4 ani, am învățat extrem de mult de la primarii care chiar au făcut administrație. Și îmi doresc ca aceste modele de bună practică administrativă, care multe dintre ele pot fi adaptate la nivelul municipiului Sighet, să le implementez în Sighetul Marmației. Și îmi propun acest lucru și sunt convinsă că pot să fac acest lucru. Pentru că altfel nu mi-aș fi depus candidatura la primăria municipiului Sighet. Dacă nu eram conștientă de faptul că există soluții, există modalități de implementare, putem face parteneriate cu localități administrate de primari care au făcut performanță, în așa fel încât chiar colaborări între angajații ai primăriei municipiului Sighet și alte unități administrative, în care oamenii merg, se perfecționează, învață, iar modelele de bună practică administrativă să fie implementate și la noi în Sighetul Marmației. Sigur că totul începe de la un vot de încredere. Un vot pe care cetățenii îl acordă, așa cum spuneam și la începutul emisiunii, candidatului și echipei care prezintă cea mai multă credibilitate. Adică oferă garanția că ceea ce așează pe hârtie poate să fie și pus în practică. Pentru că nu de nenumărate ori am întâlnit inclusiv pe numeroasele străzi din zonele B ale orașului neasfaltate la nivelul anului 2020 aceeași întrebare. Stăm aici de 30 de ani. La fiecare campanie electorală din 4 în 4 ani s-a promis asfaltarea străzii. Nu mai avem încredere că cineva va face acest lucru. Aș vrea să vorbim și despre proiectul pe care dumneavoastră l-ați gândit pentru străzile din Sighet, însă luăm o scurtă pauză de publicitate.